Despre înțelepciunea evreilor, națiunii întregi au creat de-a lungul timpului legende și acest lucru nu este surprinzător, deoarece evreii sunt considerați cei mai întreprinzători și mai isteți oameni care pot extrage beneficii pentru ei înșiși din aproape orice situație. Indiferent de modul în care este perceput acest popor, nu se poate nega faptul că practic fiecare persoană de pe pământ a dat măcar o dată drept exemplu sau a folosit într-o anumită situație a vieții înțelepciunea evreiască. Expresiile înarepate ale copiilor lui Israel nu sunt doar fraze distractive, ci sunt adevărate comori din care poți extrage la nesfârșit adevărate învățături. Din acest video vei învăța 8 reguli de viață din înțelepciunea străveche evreiască, care sunt transmise din generație în generație și sunt potrivite pentru persoanele de orice vârstă și orice statut social. Prima regulă: păstrați-vă onoarea și demnitatea. Acesta este unul dintre cele mai înțelepte sfaturi pe care un tată îl poate da fiului său. Orice s-ar întâmpla, nu trebuie să uiți niciodată de simțul propriei tale demnități, să nu pleci capul și niciodată să nu cazi la picioarele celor mai puternici decât tine din punct de vedere fizic sau moral. Să fii înjosit, exploatat și înșelat de către alții nu este un lucru normal. Păzește-te de partea din fața a caprei, de partea din spate a calului, de un prost din toate părțile. Acest lucru se aplică atât prietenilor, cât și șefilor și partenerului de viață. Nimeni nu are dreptul să manipuleze și să înșele. Dacă simți vreodată apariția unor astfel de simptome alarmante la adresa ta, atunci este necesar să-ți schimbi cercul social. Altfel totul se va înrăutăți, stima de sine va fi călcată în picioare. Acest proverb nu este despre mândria omenească, ci despre o reciprocitate sănătoasă și egalitate în relațiile dintre oameni. Nu fi dulce, te vor mânca. Nu fi amar, te vor scuipa. Proverb evreiesc. 2. Învață să iubești dificultățile. Cel care nu poate îndura răul, nu va trăi să vadă binele. De ce înțelepții evrei încearcă să întipărească în capul tinerilor această regulă? Pentru că drumul vieții nu este o traversă din mătase. Dimpotrivă, este o potecă întortocheată pe care poți să cazi și să te ridici. Poți deveni obiectul invidiei și ridicolului, poți face rău, dar poți face și bine. Oamenii nu sunt asigurați împotriva greutăților întâmpinate și trebuie să fie pregătiți moral. Trecerea prin situații neplăcute și dificile ale vieții trebuie să ne facă mai puternici. Omul trebuie să trăiască, cel puțin, de dragul curiozității. Proverb evreiesc. Țineți minte, dificultăți vor fi întotdeauna, indiferent de modul în care trăiți, învățați să le iubiți. Toată lumea se întristează în legătură cu ceva. Unii caută prea puține diamante, ceilalți caută prea puțină fasole în ciorbă. 3. Iubiți cărțile. Toți se plâng de lipsa banilor, dar de lipsa de minte, nimeni. Proverb evreiesc. Dragostea pentru cărți este lucru care îi deosebește pe evrei, fără excepție. An de zile își adună comorile și deseori își recitesc momentele preferate. Dacă ai în cercul tău un prieten evreu, atunci cu siguranță știi că acesta nu se va despărți în niciun caz de cărțile sale. Cunoștințele nu ocupă mult spațiu. Dacă scapi într-o zi o monedă din aur și o carte, ridică mai întâi cartea. Dacă faptele tale depășesc cunoștințele tale, atunci cunoștințele tale sunt valoroase. Dacă cunoștințele tale sunt mai mari decât faptele tale, atunci ele sunt inutile. Proverb evreiesc. 4. Apreciați-vă munca și banii câștigați. Nu e atât de bine cu bani, cât de rău e fără ei. Evreii, indiferent de vârstă și statutul lor social, au un respect nelimitat față de bani, indiferent de denumirea bancnotei, dolar, shekel sau leu. Și acest lucru nu se datorează faptului, așa cum consideră mulți, că acest popor este unul extrem de lacom și zgârcit. Nu, evreii au în sânge o mare plăcere de a munci. Fiecare realizare a vieții le este dată cu greu. Așa a fost din generație în generație. Prin urmare, un evreu nu se va lăuda cu veniturile sale și nu își va risipi averea, deoarece în felul acesta pierde parțial contactul cu strămoșii și respectul întregului neam. Dacă o persoană nu devine mai mare, devine mai mică. Proverb evreiesc. Evreii își fac constant economii pe care mai apoi le investesc. Astfel, bunăstarea lor devine din ce în ce mai mare. Aveți în vedere, economisiți cel puțin 10% din venitul vostru în fiecare lună. Și în niciun caz nu cheltuiți acești bani. Veți fi surprinși de modul în care se va schimba viața voastră după câțiva ani de astfel de economii. Dacă problema poate fi rezolvată cu bani, nu mai e o problemă, e o cheltuială. Proverb evreiesc. 5. Respectați bătrânii. Foarte multe proverbe ale poporului evreu sunt despre bătrâni.
Aceștia sunt foarte respectați și prețuiți de către tineri. Deseori, aceștia merg și le cer sfaturi bătrânilor, indiferent de situație. În Israel poți auzi că îmbătrânind, omul vede mai slab, dar mai mult, deoarece vârsta, atât la ei cât și la foarte multe popoare, este asociată cu înțelepciunea și experiența, iar aceste calități sunt de neprețuit pentru generațiile tinere. Cu toate acestea, nu ar trebui să vă încredeți în totalitate celor spuse de către bătrâni. Dacă vei vedea un înțelept vorbind cu un prost, să știi că vorbesc doi proști, proverb evreiesc. 6. Fii atent cu femeile. Femeile în familiile evreiești joacă un rol foarte important, acestea având o influență foarte mare asupra bărbaților. Tinerii sunt destul de precauți în alegerea partenerilor de viață, deoarece potrivit evreilor, o căsătorie nereușită riscă să devină un dezastru pentru toată viața, iar divorțul acest popor pur și simplu nu este acceptat. Soția rea e mai periculoasă decât ploaia rea. Ploaia te încuie în casă, iar soția rea te alungă din casă. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că niciun bărbat nu va merge la altar fără consimțământul mamei sale. Desigur, e discutabil, dar într-o oarecare măsură, aceasta este deja o anumită garanție a unei alegeri reușite. Să te păzească Dumnezeu de femeile rele, de cele bune să te păzești singur. Proverb evreiesc. 7. Nu bârfi. Este demn de remarcat faptul că poporul israelian are o atitudine extrem de negativă față de bârfe și vorbe goale. Principala înțelepciune pe care copiii o învață încă din leagăn este exprimată în următoarele cuvinte. Dumnezeu i-a dat omului două urechi și o gură, pentru ca să asculte mai mult și să vorbească mai puțin. La evrei deloc întâmplător, cuvântul ebraic pentru bârfitor corespunde cuvântului pentru vânzător ambulant. Și acesta, la fel cum un vânzător ambulant merge din casă în casă, cumpărând de la unul și vânzând altuia, oarecum tot la fel face și el atunci când bârfește. Cuvintele în viziunea poporului evreu pot avea efecte foarte puternice. Dacă sunt folosite într-un mod binefăcător, pot alina, pot încuraja sau chiar pot binecuvânta o ființă umană, declanșând anumite fenomene de rezonanță în funcție de noțiunile care sunt integrate în cuvintele respective. Pe de altă parte, când sunt folosite în mod rău, ele pot distruge prieteniile, familia, reputația sau chiar mijloacele de subzistență. Aș dori de asemenea să adaug că evreii tratează consumul de alcool în moduri diferite, dar totuși este aproape imposibil să îi găsești pe aceia care abuzează de băuturile tari. A intrat vinul, a ieșit taina, proverb evreiesc. Și în sfârșit, ultima regulă, valorile familiei. În Israel, temele care cuprind relația dintre părinți și copii nu sunt adesea discutate în public. Nu trebuie de uitat că aproape toată viața evreilor se învârte în jurul valorilor familiei. Cine nu are copii știe foarte bine cum să îi educe. Mamele din Israel încearcă cât mai puțin posibil să împărtășească cu prietenele povești despre odraslele lor. De asemenea, în Israel mai poate fi auzită și următoarea expresie. Părinții îi învață pe copii să vorbească, copiii îi învață pe părinți să tacă. Pentru un evreu nu este atât de important să-și înscrie copilul la o instituție de învățământ de prestigiu și să caute bani să-i plătească școlarizarea, cât este interesat să-și pregătească copilul ca acesta să aibă o atitudine corectă față de viață. Și acest lucru ne trimite direct către o altă înțelepciune evrească și anume, nu-i cumpăra copilului tău o casă, ci învață-l să câștige bani pentru a-și cumpăra una. Și acolo unde este o casă, vor fi și două, trei și patru. Și da, poporul evreu este un popor foarte ospitalier, dar nu trebuie uitat că mai sunt unii oameni care de multe ori își uită limitele. De aceea evreii evită întrunirile cu astfel de oaspeți. Peștele și oaspetele, după 3 zile, încep să miroase urât. Proverb evreiesc. Dacă v-a plăcut acest video, scrieți în comentarii, apăsați butonul de like și nu uitați să vă abonați. Pe curând!